Arcad a avut mult de tras pentru a se impune în fața campioanei SCM Universitatea Craiova, elevii lui Martin Stoiev. Au câștigat lejer primul set, după care a urmat o luptă îndrăjită pentru victorie. Sigur, victorie foarte mare și foarte importantă. De asemenea, a fost una greu muncită. Era și normal, Craiova este o echipă foarte bună și în acest sezon se va bate și alături de noi, și Zalău și alte formații la titlu. Nu i-am subestimat niciun moment. Am jucat foarte serios, dar și ei au arătat o replică destul de convingătoare. SCM Universitatea Craiova, campioana în titlă, traversează o perioadă tulbure. Tocmai de aceea, antrenorul Pascu regreta faptul că elevii săi nu au putut să cucerească măcar un punct. Eu nu știu dacă pot să fiu supărat, pentru că, să fiu cinstit, după jocul pe care îl făcusem în meciurile anterioare, nu speram prea mult la Galați, dar până la urmă a ieșit un meci frumos de ambele părți. Un meci frumos și pentru public, un arbitraj impecabil și eu plec cu regretul că nu am luat un punct, pentru că am fost în două seturi, mai bine zis trei seturi, ați văzut, au fost în prelungiri și eu cred că după cum am jucat astăzi, eu știu dacă aveam puțină șansă sau gestionam mai bine finalurile de set, cred că puteam să luăm un punct astăzi, dar asta este. Arcada se află în continuare la egalitate de puncte cu VCM Zalău și Steaua. Echipa gălățeană dispută următorul meci miercuri, tot pe teren propriu, Unirea Deji.